Dragi prieteni, vă salut din nou. Deci, cum am promis, o să vin să vă spun un lucru foarte important. Încă săptămâna trecută, după ce am vorbit despre fondul de pensii, v-am spus că și despre indexarea pensiilor, v-am spus că o să vă aduc detalii. Deci, vă rog să distribuiți acest video, să vă abonați la acest canal și puneți câte un like și puneți-l în favorit. Deci, după cum am promis, începând cu ziua de mâine, o să vorbesc despre diasporă, despre bani, despre multe, multe lucruri, dar aceasta începând cu ziua de mâine. Acum vin să vă spun, să răspund la o întrebare foarte importantă pe care mi-au adresat-o mai multe persoane, inclusiv după ce am făcut valul ăsta mare cu indexarea pensiilor. M-au telefonat și am avut o întâlnire cu câțiva reprezentanți de la guvernare și care mi-au cerut să le spun viziunea mea și de ce e critic, ce nu-i corect în formula lor. Deci, cel puțin 100 de întrebări am primit de săptămâna trecută până săptămâna asta legate de pensii, legate de indexarea pensiilor, legate de formula de indexare a pensiilor. Și acum vreau să vă spun, formula, încă o dată vă spun, o să dau componentele principale și vreau să vă avertizez, dragi cetățeni, toți care mă privesc. Acest video este pentru persoane care au judecată sănătoasă, cu gândire mai mare decât cea medie, trecută de medie, fiindcă sunt niște termeni, niște expresii mai specifice. Totodată, rog, toate gunoaiele umane, toți trolii, toată trolimea, streacă pe de alături să nu-mi ia din timp, că eu pur și simplu pierd timp când îi blochez și elimin mesajele. O leagă de timp în ea. Acum trec direct la formulă, direct la indexarea pensiilor. Deci formula de indexare a pensiilor care include astăzi, deci formula din lege care astăzi este în articolul 13, în legea privind pensiile din asigurările de stat obligatorii, este incorrectă pentru că conține numai două componente. E legat de prețuri, de creșterea prețurilor și e legat de creșterea salariilor. Deci asta ca și când ai motiva, să zicem, cutremurul care a avut loc în Sumatra din Parlamentul Republicii Moldova. Sau, de ce nu-ți cumperi țigări? Ei, astăzi nu o să-mi cumperi țigări, fiindcă mi s-a stricat frigiderul. Sau nu am frigider. Cam așa formula care astăzi funcționează, care astăzi este în acțiune. Deci, care trebuie să fie, cum trebuie să fie formula? În primul și în primul rând, formula trebuie să fie, să conțină două indexări pe an, 1 aprilie, 1 octombrie, 1, să zicem, sezonier trebuie să fie. Eu cred că e mai bine 1 mai, 1 decembrie, fiindcă prețurile de sezon se schimbă în perioada asta. Dar acum, ce trebuie să includă? Inflația? Da, inflația trebuie să fie. Numai nu toată inflația generală. Trebuie să fie inflația care e legată de coșul de consum. De coșul minim de consum. Coșul minim de consum, asta înseamnă tot ce consumă un om pe parcursul unei luni și se gestionează pe parcursul anului. Asta e, în primul rând, inflația trebuie să fie și trebuie să fie legată de produsele principale. Nu toate produsele, că nu are nimic niște benzină care s-au vândut la Cahul cu prețurile și cu indexarea pensiei. Nu are. Are conexiune, dar prin a 10-a mână. 2. Coșul sau costul coșului minim de consum obligator trebuie să fie luat în considerare aici valoarea lui de bază în ultimii 3-4 ani și creșterea prețurilor sau valorii lui diferențiată trebuie să fie luat în calcul. Și 3, dragii mei, cel mai important, cursul de schimb al leului moldovenesc, a monedii naționale. De ce? Fiindcă prețurile în Republica Moldova nu corelează normal din punct de vedere teoretic și fundamental cu toate legile economice, normal ca în toate țările.
Deci prețurile în Republica Moldova trebuie să fie legate de rata dobânzii care majorează sau micșorează sau reduce masa monetară. Masa monetară, asta înseamnă banii care se află în ansamblu, toți banii care se află în circulație în Republica Moldova sau într-o economie. De ce vă spun? Și sigur că cursul de schimb nu prea are nimic într-o țară normală. Însă la noi el corelează direct. Ce înseamnă corelează? Are funcții, dependență, direct, de prețuri. Fiindcă din 1993, de când s-a introdus moneda națională în Republica Moldova, șocuri de creștere sau de devalorizare, șocuri valutare au avut loc mari, cam vreo 25-30. Și vă spun care e esența. De fiecare dată, ia ca să zicem, ăsta e cursul valutar, cursul euro, astea sunt prețurile. De fiecare dată când cursul valutar crește, crește și prețurile. Crește cursul valutar, crește și prețurile. Cursul valutar se duce în jos, prețul rămâne. Și pe urmă iar cursul, iar crește, prețurile cresc mai departe. Iar crește cursul, iar prețurile se ridică mai departe. Pe urmă iar se dă în jos. Dar au fost câteva șocuri valutare mari, groaznice, inclusiv legate de furtul miliardului, legate de mulți factori, de mulți factori mondiali și de criza energetică, criza financiară internațională din 2008, din 1998, din 2012, din 2016, criza datoriilor din Grecia și așa mai departe. Deci, aici este cursul de schimb, autocorelează cu prețurile. Și să nu spui mie acest guvern că creșterea salariilor medii naționale, nu știu ce acolo încurcă ei. Acesta este un secret care vi-l spun și le-l spun și lor. De ce ei nu știu lucrul ăsta? Fiindcă sunt proști. Cei care stau în unele fotolii din unele ministere, din unele funcții, sunt proști. Și de ce vă spun asta? Fiindcă omul incompetent, profesional, care ocupă funcții în stat și nu știe cum să facă munca, e prost. Și el trebuie să fie dat afară. El trebuie să fie dat afară. Acum, ca să vă mai spun o chestie tare interesantă. Indexarea, v-am spus că trebuie să fie două ori pe an. Și încă un lucru extraordinar. Indexarea sau coeficientul de indexare trebuie să fie de două ori minimum mai mare, minimum mai mare, ca rata inflației sezonierii. De ce vă spun lucrul ăsta? Sau, bine, el poate să fie și el poate să fie și de trei ori mai mare, fiindcă el în principiu nu e așa de mare. De ce? Fiindcă chiar dacă prețurile nu cresc, chiar dacă, să zicem, indexarea e mult mai mare, oricum, deci prețurile flotează și valoarea indexării nu reușește să acopere tot. Acum vreau să spun un lucru și finalizăm. Deci, pensia în genere nu se calculează corect. Eu am nevoie de 2-3 luni, dacă să fiu în funcția respectivă, ca să regulez sistemul de pensii categoric și din rădăcini să schimb și pensia minimală să fie cel puțin 5.000 de lei acum. Acum, la ziua de azi. Resurs avem, v-am spus și mai înainte. Șefii de la bugetul asigurărilor sociale de stat, funcționari și alte, primesc 10.000 de lei salarii din fondul de pensii. Ei nu trebuie să primească acești bani. Despre asta vorbim altă dată. Vă doresc o seară bună, o seară frumoasă, binecuvântată și distribuiți acest live, că e foarte important. Fiți binecuvântați, la revedere!